Salutare și bun venit la un nou video. Am zis că anul ăsta nu o să mai fac video despre Seva de Mesteacăr, dar până la urmă e un video educativ și materiale educative nu sunt niciodată prea multe. Am făcut și în anii precedenți, mai sunt două videouri despre recoltarea sevei aici pe canalul meu de YouTube. Primul foarte, foarte urmărit, al doilea mai puțin și să mai facem unul. Al treilea, cu ceva informații în plus, e primăvară. Și dacă e primăvară, e sezonul sevei de mesteacă. Când se recoltează seva de mesteacă? Seva de mesteacă se recoltează cu primele călduri, începând cu primele călduri din luna martie, până prin aprilie. Dar mai precis, luați ca deadline, ca punct final al recoltei, momentul în care dă mugurul la mesteceni. Când apare frunza, copacul nu mai pompează sevă și ăla e momentul în care recoltarea se încheie și recoltarea. Eu am aici doi versanți în apropierea cabanei. Ăsta e un versant cu fața spre sud și mai am în partea cealaltă un versant cu fața spre nord. Ambii versanți plin cu mesteceni. Acum sunt pe versantul sudic. Și prima dată seva a plecat de aici, dincolo încă nu a început să curgă, deși suntem la finalul lunii martie. În alți ani am recoltat seva chiar și la 15 aprilie. Deci perioada e destul de fluctuantă și diferă foarte mult de poziția în care sunt mestecenii, cât și de altitudine și zonă. Până la urmă, eu sunt în apropierea munților Făgăraș, la 1200 de metri altitudine, sunt destul de sus și uite că la final am o săptămână de când recoltez deja. Se va început mai bine de săptămână, cred că are vreo 10 zile de când a început să curgă. Am observat că a început să curgă aici pe zona, pe versantul sudic. Când o să dea primii muguri la acești copaci, eu o să mai am cam încă o săptămână, 5, 6, 7 zile de sevă la copaci și la mesteceni de pe versantul nordic. Cam asta e strategia mea de aici. Și asta e perioada de recoltare a sevii. Am aici un bidon de 5 litri. E deja a treia zi de când e la acest copac. Se umple cam la 24 de ore, e plin. Deci are un debit destul de bun acest copac, dar o să-l înlocuiesc. O să iau bidonul, o să pun seva în sticle și bidonul o să-l mun la alt copac. Nu e bine să recoltezi prea multă sevă de la același copac, trebuie să lăsăm și pe el să se dezvolte. Seva se recoltează de la copaci ajunși la maturitate, nu de la puiet, de la copaci cu diametru de 20-30 de centimetri minim. Și, cum am zis, se recoltează 5-10 litri pe zi. Cam ăsta e maximul de sevă pentru care nu care cam ăsta e maximul de sevă pe care dacă o iei nu afectează sănătatea copacului în vreun fel. Dar înainte de a face această procedură de a muta, plânge cățeaua că nu am luat-o și pe aia la plimbare. Înainte de a muta sticla la alt copac, să vă mai povestesc câte ceva despre mesteacăn. Mesteacănul este considerat în cultura multor popoare, în tradiția multor popoare, un arbore sfânt. Arborele vieții, apa de mesteacăn, seva de mesteacăn e numită apă vie. Și toate astea datorită faptului că mesteacănul e un copac foarte, foarte util. Atât pentru sănătate, cât și în gospodărie. Exceptând seva de mesteacăn, frunza mesteacănului este foarte bună pentru ceaiuri, coaja mesteacănului este foarte bună pentru ceaiuri, mesteacănul face două ciuperci foarte bune pentru ceaiuri, face urechea de mesteacăn, a cărei denumire în latină nu știu acum, și mai face ceaga, o ciupercă neagră care e foarte, foarte, foarte bună și foarte rară. De exemplu, eu nu am găsit ceaga de când umblu prin păduri și umblu mult prin zone de mesteceni și nu am găsit încă ceaga. Văd că foarte multă ceaga găsesc cei din prin Siberia. Și în Canada se găsește ceaga mult mai ușor, dar eu până acum nu am găsit.
Însă ceaga ar fi, să zicem, diamantul mesteacănului. E cea mai prețioasă, pe lângă sevă, ar fi cea mai prețioasă resursă pe care o are mesteacănul. Coaja de mesteacăn e cel mai bun element de aprins focul din natură. Are niște uleiuri foarte inflamabile, se aprinde foarte ușor cu amnarul în situații de supraviețuire, în situații de camping. Când vrei să faci focul în natură, coaja de mesteacăn e extraordinar de util. De altfel, tot din scoarța de mesteacăn se făceau pe vremuri vase. Se făceau primele canoe, s-au făcut din scoarță de mesteacăn în Canada. Foarte multe utilizări ale scoarței de mesteacăn. Lemnul de mesteacăn, foarte bun pentru sculptat. E un lemn deschis la culoare. Un lemn foarte curat, cu o fibră delicată. Ușor de sculptat, cum am zis. Se pot face linguri și tot felul de chestii din lemnul de mesteacăn. De altfel, lemnul de mesteacăn e foarte bun și pentru construcții ușoare, construcții ferite de cojit, bineînțeles, ca orice lemn pe care îl folosești la construcții, construcții ferite de umezeală, pentru că el e destul de sensibil la umezeală și nu rezistă mult pe termen lung, dar ferit de umezeală e foarte bun. Adăugând la toate cele enumerate până acum și seva de mesteacăn, înțelegem acum de ce e numit arborele vieții, de ce e considerat arbore sfânt în cultura multor popoare. Acum o să mut sticla la alt arbore, o să închid gaura se închide mereu, ori cu ceara, ori cu alt dop de lemn, pentru a proteja copacul și a nu lăsa tot felul de chestii să intre acolo și pentru a nu se mai scurge seva mai departe, bineînțeles, că eu dacă iau sticla și furtunul și las gaura liberă, se scurge. Iar în timp, acolo se cicatrizează și copacul se repară singur. Am găsit un copac potrivit pentru recoltat seva. E destul de gros, a ajuns la maturitate. Iar pentru recoltare avem nevoie de 4 elemente. Avem nevoie de un recipient pentru recoltat. În cazul de față, un PET de 5 litri, o țeavă sau un furtun. Aici e o bucată de furtun de grădină. Și, bineînțeles, un burghiu cu care să dai gaura în copac. Burghiu direct proporțional cu furtunul sau țeava, da? Se pot pune și paie de alea mai groase pentru băuturi, se pot folosi multe chestii. Eu am folosit primul an, țin minte că am folosit bețe de soc. Bețele de soc, socul e gol pe interior, are o măduvă, dacă o scoți, rămâne așa ca un pai gol pe interior și cu alea am recoltat în primul an. Important e ca recipientul să stea sprijinit de pământ pentru a prelua pământul din greutatea acestuia când se umple. Gaura se dă puțin mai sus, se bagă furtunul, iar al patrulea element, că am zis că sunt patru, e o sfoară cu care se leagă recipientul.
sau, în cazul meu, sticla de, de copac, pentru a nu, pentru a nu se vărsa. Haideți să dăm gaura. Suficient, nu trebuie să fie prea adâncă. Deja văd că începe să curgă. Alergesc un pic aici la intrare. Cu cât intră mai etan și furtunul, cu atât e mai bine, pentru că nu se pierde nimic pe laterale. Trucem sticla, o legăm și atât de simplu e. Mâine verific sticla și o înlocuiesc cu alta goală sau schimb conținutul în alte recipiente. Din ce alcătuită se va demesteacă? Se va demesteacă în mare alcătuită din două elemente care la rândul lor sunt alcătuite din multe altele. E vorba de apa mineralizată pe care copacul o extrage acum primăvara din pământ și proprietățile organice care sunt deja în copac și sunt acumulate din toamnă. Acestea două împreună formează seva pe care eu o recoltez acum. Seva conține multă vitamina C, conține calciu, conține magneziu, fier, zinc, are foarte, foarte multe vitamine și minerale, este extrem de sănătoasă. Are proprietăți antiinflamatoare, antiinfecțioase, diuretice, protejează ficatul și reglează probleme renale. Deci acoperă o gamă foarte largă de defecte, să zic așa, pe care organismul le poate avea. Și, foarte important, nu are efecte adverse. Dacă auziți pe X sau pe Y că se ține cură de sevă cu sevă de mesteacă și trebuie să bei 100 de mililitri, 500 de mililitri pe zi, eu vă zic că timp de 2 săptămâni cât recoltez, beau doar sevă de mesteacă, nu beau apă. Da? Mai beau câte o bere din când în când printre. Dacă am aici acasă, dar rest doar se văd de mesteacă, nu beau altă apă. Mai beau cafea dimineața, deci cafea dimineața se văd de mesteacă și o bere din când în când, deci fără apă. Asta e cura mea, deși nu-mi place cuvântul ăsta, cură. Cură deja presupune că ai un stil de viață defectuos și îți faci un fel de pauză în care vrei să mai reglezi din probleme. Cură ar trebui să fie mereu, adică mereu ar trebui să consumi mai produse care nu-ți fac rău, cel puțin. Deci o timp de 2 săptămâni, cel puțin 2 săptămâni, până se oprește seva. Când n-o să mai am, n-o să mai beau, o să trec înapoi la apă de izvor, dar cât am sevă de mesteacă, eu nu mai sevă beau. În perioada asta beau 3-4 litri pe zi. Sincer, nu mă simt nici foarte revigorat, nu mă simt Superman, dar nici nu resimt vreun efect advers.
mă simt normal, adică eu energic și revigorat mă simt cam tot timpul. Nu, nu pot să spun că mă simt mult mai bine de la sevă, dar știind că e foarte sănătoasă, profit de perioada scurtă din an și consum atât cât vreau, cât simt, cât mi-e sete, sincer. Deși e mai bună decât apa, are un gust dulceag și chiar îți vine să bei. Dar un dulce foarte delicat, nu e acel suc din comerț. Acum depinde și de gusturi, că dacă ești obișnuit să bei cola și altfel de sucuri din comerț sau să mănânci dulciuri, poate o să ți separă seacă, se va demesteacă. Eu nu beau sucuri și nu mănânc dulciuri, așa că simt chiar și cea mai fină dulceață din chestii de genul ăsta, din chestiile naturale. Și vine la fix seva, pentru că primăvara corpul, organismul omului este slăbit, este de asta și astenia de primăvară. Nu avem așa multe vitamine și minerale în corp. Și seva asta vine la fix în perioada asta, în care în mod normal trebuie să te pună pe picioare și să te pregătească pentru activitățile din sezonul cald. Din păcate, seva nu se poate păstra pe termen lung. Pentru că are o cantitate ridicată de vitamina C, seva se oxidează foarte repede. La câteva ore după recoltare, ea începe deja procesul de oxidare. Se poate păstra maxim 2 zile în frigider, maxim o săptămână în congelator, fără să-și piardă din proprietăți. În rest, seva nu se poate păstra. Și dacă bei un litru sau o cană de sevă, nu are mare efect. Dacă vrei să aibă efect, trebuie să bei cum beau eu, probabil, câteva săptămâni să bei în mod constant. Nu neapărat sevă cum beau eu, să bei doar sevă, dar să bei zilnic, câteva săptămâni. Cam asta ar fi ideal. Și pentru cineva care nu are acces la un mesteac sau la mai mulți de la care să recolteze, e foarte greu să facă treaba asta. Așa că dacă vă încântă ideea că ați băut un litru de sevă, din punctul meu de vedere, e ca și cum nu l-ai băut, doar așa, să vezi cum e. Dar să aibă un efect cu adevărat de curățarea corpului și de revigorarea corpului, nu e cazul. Cât am stat de vorbă, văd că s-a adunat deja o cană. Probabil mâine dimineață ar trebui să verific. Sticla s-ar putea să fie plină. E un copac cu debit foarte bun. Asta e tot. Video scurt dedicat mesteacănului și sevei de mesteacăn. Informații de sezon. Profitați de mestecinii care aveți în jur până dă frunza. Ne vedem în curând materiale noi de la cabană și din mijlocul naturii. Toate bune!